Așa, așa. Aole. Poate fi bine dacă ne ținem orgoliul în frup, pentru că e posibil să ne ciocnim de alții care au aceleași aspecte astrale. De aceea parcă suntem mai ușor de jignit, mândria e mai ușor de lezat, ținem mai mult la lucrurile pe care vrem să le obținem în general prin alții. Și aici poate fi o problemă că nu avem și noi dorințe din acelea care se pot împlini doar prin propriile forțe. Pentru berbeci, sunt foarte entuziasmați de ceea ce vor să facă, dar cer sprijinul partenerului de viață sau al altor persoane, chiar sprijin financiar. E, aici apare o problemă, așa că trebuie să lase zilele următoare să negocieze. Pentru tauri, vorbim mâine în special de comoditate și confort. Fie vor să fie menajați de partener, să fie ascultați de partener, fie pur și simplu deocamdată stau în expectativă și încearcă ei să facă niște calcule, așa să le fie bine zilele următoare. Pentru gemeni, vorbim de comunicare și deplasare. Unele activități pe care și le-au programat în mâine sau în zilele următoare nu pot fi făcute. Unele din pricini de sănătate. Așa că atenție la capitolul ăsta. Racii sunt în continuare foarte economi și bine fac. Nu tot ceea ce își doresc să obțină sau să capete trebuie să suporte și o cheltuială foarte mare, iar dacă au făcut-o s-ar putea să o regrete. Leii, pentru că au luna în semnul lor, trebuie să fie în general mai atenți la sănătate mâine și de asemenea mai rezervați în reacții sau declarații. Fecioarele, este foarte posibil să obțină lucruri bune prin intermediul altora, dar n-ar strica, chiar și așa cu ajutor, să fie în continuare vigilentă, mai ales când e vorba de acte. Pentru balanțe, o cheltuială care nu se face și nu e recomandat de făcut, s-ar putea ca cineva să îndemne să cheltuiască timp, energie sau bani pentru diverse distracții, aș zice, și nu e bine. Pentru scorpioni, relații cu oficialii sau pur și simplu ei pun piciorul în prag în orice problemă de viață, poate fi și conjugală sau cu un prieten, pur și simplu simt că adevărul e de partea lor și simt cum trebuie făcute corect lucrurile, așa că nu negociază absolut deloc să impun. Pentru săgetători e vorba de adevăr, mâine poate chiar unul administrativ. Se pot certa cu un funcționar care înțelege să interpreteze legea altfel și nu suportă acest lucru. Deși ar trebui să cam accepte săgetătorii că se mai întâmplă. Capricornii, din nou, atenție la partener, care are tot felul de libertăți pe care capricornii în această perioada anului nu prea le înțelege, așa că n-ar strica să facă o mică atenție, o mic cadou. Vărsătorii sunt vizibili, se răsfață, probabil că exagerează un pic prin cereri sau prin gesturi și să nu fie surprinși dacă alții nu îi înțeleg. Iar pentru pești, aspecte foarte bune, mai ales privind munca sau o reușită medicală pentru unii dintre pești, dar în continuare se negociază un plan, un proiect cu reușită. Mulțumesc mult!